vei plăti impozit mai mare dacă vei câștiga mai mult. Cel puțin deocamdată, premierul Nicolae Ciucă anunță că anul acesta nu vor fi introduse taxe noi. Ieri, guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru a ajuta companiile în plină criză financiară. Nicolae Ciucă spune însă că ministrul finanțelor va face în curând o analiză și va căuta măsuri fiscale adaptate la situația actuală concretă. Anul acesta nu va fi modificat sistemul de impozitare, nu vom avea taxe noi. Pentru tot ceea ce avem de făcut în continuare, este ca noi să găsim acele soluții prin care să realizăm această optimizare fiscală. Și președintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a răzgândit în privința impozitării progresive. Dacă în urmă cu câteva zile susținea că este necesară această măsură chiar începând de luna viitoare, acum declară că noi obligații fiscale pentru companii nu ar fi oportune deocamdată. Nimeni nu are de gând să strice climatul și echilibru din interiorul mediului de afaceri. Dar trebuie să cântărim și să vedem realitățile. Asta nu înseamnă că cineva va veni într-o perioadă de crize multiple cu noi impozite. În primul semestru al începutului de an, România a înregistrat o creștere economică de 5,2%, cea mai mare din Uniunea Europeană. Dar avem și cel mai mare decalaj din Uniune în ceea ce privește realizarea PIB-ului, care în România se bazează pe 27% venituri și 47% cheltuieli. Analistul economic Adrian Bența îți spune că introducerea impozitului progresiv ar afecta salariile tuturor angajaților, nu doar pe cei care au venituri mari. Avem de plată 25% contribuție la pensie și 10% la sănătate, plus încă 10% impozitul pe venit, iată că am ajuns la 45% taxe. De fapt, asta este realitatea de la care plecăm. Salariile sunt taxate cu 45%. Orice cotă progresivă prin care se majorează acest procent de 45%, așa zicem că mai pun un 5%, ajunge la 50%.